șan, să nu dai cu bolovan. Hai, miresucă strâns de flori, măi lai la 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 la. Ia-ți gândul de la fecior, măi lai la 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 la. Hai, miresucă strâns de flori, măi la la. Bine, eu zic că sunt vreo trei dintre ele care au și țipat ceva. La ce să chiote și să urlă. Nu da vina pe oameni. Au consumat horinca. Să arăzau chiote după ce terminase piesa. Norocul meu, ai văzut că am ținut comoara din Maramureș pregătită, că după masă e ocupat, l-am luat cât o vitamină. Noi de-aia am ținut ritmul așa bine. Am știut ce urmează. A, urât din partea voastră, trădătorilor. Maria! Da? Foarte frumos ai cântat, bravo! Ai ridicat sala în picioare. Mulțumesc! Ia uzi! Acasă s-a dansat garantat că e vineri seara. Clar. Ți-a atins scopul. Oi, oi, oi. Vrei să zici ceva? Eu aș vrea să cânt și o doină. Maria! Maria, eu îți spun sincer, Bobo și-ar dori să-i cânti o doină. Maria! Fii atent, că nu știi în ce te bagi. Știi în ce te bagi? Da. Ești sigură că vrei să cânti o doină? Da. Eu cred că nu-ți dai seama că ai de-a face cu Mara Mureșancă. S-auzim o doină cântată de Maria la România au tare. Să vedem. Care e cuc mi-o cântat mie, ai de la munte să nu zie, da ziei numai penile. Că-mi o cântă
Cucule, ce-ai blăstă, mamă? Ai să nu vezi codru vara, măi. Dacă ai mâncat frunza din fag, măi, noroc. Oviță, n-ai pe unde să fugi. E foarte frumos. N-ai pe unde să fugi, tată. Mai, că aș vrea să te mai pun să mai cânti una, să te prind cu ceva. No, glumesc. Bravo, Maria, excelent. Chiar cred că este prima doină care mi-a mers la suflet așa la România au talent. Foarte frumos interpretată și ai o voce foarte frumoasă. Bravo! Hai să vedem ce zice Andra. Pentru că ea este ciocârlia noastră de aici, de la masa juriului. Maria și mai cum? Adriana. Ăsta va fi numele tău de scenă, Maria Adriana? Da. Maria Adriana. Vreau să-l notez aici. De ce? Pentru că am impresia că o să îl tot aud numele ăsta din ce în ce mai des. Sper ca toată România să te iubească și sper să-ți păstrezi această iubire față de folclor. Mă bucur foarte mult că te-am întâlnit așa de la o vârstă atât de fragedă. Mulțumesc! Andy! Adevărul e că Maria a fost adorabilă, trebuie să recunoaștem. E o prezență extrem de plăcută pe scenă. Are un chip așa foarte luminos și un zâmbet foarte plăcut. Și mă, chiar a animat publicul. Ce am dansat, am cântat, mai aveam puțin și mă ridicam și eu, care nu prea mă ridic la dans de felul meu. E foarte bine și știi ce-mi place? Are o autenticitate și o sinceritate în felul în care cântă. Și asta mi-a plăcut foarte mult. Mi-a intrat la suflet, acum ce să te mai mint. Asta e adevărul. Mulțumesc! Maestre! Maria, sunt de acord cu tot ce au spus colegii mei. Tu ești pe un drum foarte bun. Mulțumesc! Maria, am o presimțire că tu vei merge mai departe, dar numai după ce vei primi cei 4 de da. Să vedem ce se va întâmpla. Andy! Pe primul ai de la mine. Andra? Ai un da. Este un da din partea mea. Dragoș? Da. 4 de da. Ne vedem curând. Mulțumesc!